Bun găsit, prieteni, sunt Mihai Stepanov cu un video despre nominal coin. La ei s-a început etapa a doua legată de deschiderea bursei, unde tranzacțiile se vor face automat. Până acum tot ce a fost se făcea manual, din care cauză unele tranzacții puteau din cauza factorului uman să fie greșeli, ori știu unii lucruri și unele persoane de pildă putea să fie nevoit să aștepte câteva zile de pildă până banii ori se întorceau, ori știu. Pentru asta ei au făcut o aplicație nouă, versiunea precedentă care a fost trebuie scoasă, cine o are instalat pe telefon, deci trebuie să intrați în Play Market. Deci eu o să arăt cum instalăm din nou aplicația și trebuie de făcut verificare. Deci acele persoane care s-au înregistrat sub nume false nu vor putea trece verificarea și nu vor putea ridica monetele care le-au primit ca bonus. Deci trebuie de lucrat cinstit, asta e scopul companiei. Ea vrea să lucreze cu oameni reali. Cine o amăgește? Pe dânsă, singur să amăgește pe dânsă în final. Deci, aplicația, dacă nu aveți instalat, atunci vă dați la căutare. Deci, combinația CCB110, așa și rămâne. Deci, la mine ea este instalat, dar eu trebuie să o deinstalez, că e versiunea precedentă. Deci acum este altă versiune, versiunea 2.0. Deci trebuie scoasă. Apăsăm pe Uninstall. Ok.